Bine v-am regăsit la cea mai scumpă și cea mai secretă roată din Stumble Guys. Costă 500 de gemuri fiecare spin, deci o să coste extrem de mult. Probabil o parte din voi știți de existența ei, dar ea se numește Limited Time Wheel. Mai durează exact o zi din momentul în care filmez eu, cine știe când apare episodul, bă, dar... Sunt un pic impresionat de prețul acestei roți, o să fie un episod super scump, așa că aș aprecia like-ul vostru extrem de mult de data aceasta. O să citesc și numele voastre din comentarii pentru extra noroc, așa că lăsați comentarii și la acest episod. Și treaba e în felul următor, 500 de gemuri costă aproximativ zi 4 euro, cam așa ceva. Deci costă 20 de lei fiecare spin. Voi vă dați seama de chestia asta? Păi dacă dau 10 spinuri s-au dus 2 meleoane, așa instant. Da, cred că o să mi se facă puțin rău, dar mai avem aici încă o ofertă cu 2 iepuroi, merită, neapărat o vom cumpăra imediat. Dacă ați bubuit butonul de like, să știți că găsiți și chestii blană pe primul link din descriere, mărci în Ocivanu, oficial, tricouri, șepci, ghiozdane, hanorace, căni și toate nebuniile acolo așa. Ei bine, hai să începem cu un spin așa de început, ca idee. Mie îmi lipsesc 4 legendare. De asta dau la roata asta, pentru că îmi lipsesc 6 pe tot contul, dar 4 sunt în această roată. Așa că avem șanse să luăm 4 legendare noi, dacă le voi lua pe toate, bă, mă declar efectiv cel mai norocos om de pe pământ. Ei bine, ne trebuie Pharaoh, Sprinkles, Anubis și Cleopatra. Acum, dacă ne uităm noi aici, fiecare legendară are, hai să zicem, 9% șanse, ca să rotunjim. Deci, asta duce un total de 35-36% șansă la fiecare spin să împice o legendară nouă, cel puțin la prim. Hai să vedem, poate împică speciale, ceea ce nu-i neapărat rău, pentru că dau 500 de gemuri și îmi dă 700 Stumble Tokens, dar dacă nu o să bage nimic cu Stumble Tokens în viitor, este o mare pierdere pentru mine. Hai să începem cu primul spin. Mădălin, oprea, te rog, adu-mi norocul suprem pentru a împica o legendară nouă. Doamne, am emoții, 20 de lei s-au dus la un spin. Mă, 20 de lei, du-te. Oh my god, n-are ce să împice. Am Nine Beast-ul, come on. Era o legendară șmecheră, dar o am. Da, hai să cumpărăm această ofertă cu 2 euro, de ce nu? Hai să băgăm bani. Iar oferta este cumpărată, avem 105 Stumble Tokens și 500 de gemuri, adică încă un spin. Am cumpărat practic cu 2 euro încă un spin, decât să dau 4. Acum vreau foarte mult susținerea voastră, gen norocul vostru, să vă gândiți. Nocivane, vreau să-ți pice și după aia ziceți voi. Faraonul, Cleopatra, unicornul sau Anubis. Scrieți acum în comentarii în ce ordine credeți că îmi vor pica legendarele și ce legendare credeți că îmi vor pica. Măcar ce legendare credeți că vor pica din, nu știu, 10 spinuri. Hai să vedem, asta ar fi al doilea spin. Încă 20 de lei se duc și numele Alina Mita. Vă rog, Alina, te rog, adu-mi norocul. Hai, codul secret, Barbashian. Dăm ceva nou, du-te, stop, bine mă, orice ar pica, let's go, avem Cleopatra, avem prima nouă legendară, bine, nouă veche cum ar veni, dar faza este că eu nu mai aveam șansa să le obțin, pentru că n-am reușit să le iau atunci, unele dintre ele ați dat voi refund, abonații când a fost atunci cu perioada aia de dădeau abonații refund, da, dar avem o legendară. Let's go! Ia să o vedem aici și ea. Bă, arată șmecher Cleopatra. Și să fiu sincer, am văzut-o destul de rar în meciuri. Așa că deja avem un skin, un skin cu care vom da tryhard. Hai să vedem, că nu ne oprim aici. Da, mai citim un nume pentru extra noroc, George. George, te rog adu-mi Anubis, unicornul sau faraonul. Let's go! Am zburat, hai! Te rog, zi. 20 de lei s-au dus. Măcar dă-mi speciala. Cum, mă, de două ori consecutiv Cleopatra, nebunesc. Ok, come on. Faci troll. Da, știi ce, o să dau aici un spin. Că poate... poate, nu știu, păcălesc sistemul. Ia, parcă văd că îmi dă specială cum era. Nu-mi da legendară. Bun, ok. Acum, dacă n-ați dat încă like, dați un like, pentru că asta mă va ajuta să iau Anubis.
Fiți atenți, prezic viitorul, îmi va pica Anubis. Anubis sau special îmi pică, fiți atenți. Nu pot să cred. Bă, bine mă, măcar atât, let's go. Deci din 4 spinuri avem o specială, 700 Stumble Tokens, let's go. Da, treaba e în felul următor. În total sunt 1, 2, 3, 4, 5% șanse de specială. Deci șanse destul de mari. Ok, 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 let's go. Bun, numele Sofia. Te rog, deci am nimerit-o aia. Acum o să pice Anubis sau Unicornul. Fiți atenți. Ok, asta ar fi fost destul de sus. Mi-a dat Mr. Invisible. Trebuie să mă concentrez că uite așa am pierdut până acum vreo 100 de lei. Cam așa dacă stau să mă gândesc bine. Concentrare maximă, te rog. De fapt, na, hai zic că poate cu 20 de euro cumpărai asta, care 20 de euro sunt cât? Cât e mă 20 de euro? 100 de lei, da. Deci, în fine, nu contează, oricum sunt mulți bani pe fiecare spin. 500 de gemuri e extrem de scump. Hai mă, te rog, dă-mi. Cel mai mult mi-aș mai dori Faraonul și Unicornul. Anubisul ăla nu-l vreau neapărat, cam Horus. Deci, te rog, Unicornul sau Faraonul? Battle Angel, yay! De ce știu numele tuturor skinurilor, vreau să știu. Hai să dăm aici un free spin. Că poate, poate mai păcălim sistemul. Un Stumble Token mi-o dat. Și numele este Rodica. Rodica, te rog, adune Unicornul sau Faraonul. Hai mă, sunt în total... Stop, 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 stop. Mă faci troll! Cum mă să pice de două ori Battle Angel-ul vieții? Dă-mi odată ceva nou, că-mi consum toate gemurile aici. Doamne, ăsta este un episod scump. Stop. De fapt, ce stop? Mersi. Îmi da celia și am ce-am apăsat aici, că nici nu mai înțeleg nimic. Ok, dă-mi o dată, te rog frumos. Numele secret este Alex, Robert și Toma. Trei nume. Hai, te rog eu frumos. Te rog eu frumos. Stop, du-te, du, stop, 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 stop. Nu, mă, nu. Doamne, că-mi rup părul din cap. Mai am încă trei spinuri. Deci dacă nu mai îmi dă nicio legendară nouă din astea trei spinuri, înnebunesc. Hai, te rog, te rog, te rog, te rog. Te rog. Păi ce, ce poate să mai îmi dea? Măcar dăm special a vieții. Cred că mai băgăm bani. Ok, avem numele Eduard și Adnana. Vă rog din suflet, aduceți-mi Unicornul sau Faraonul. Zi, 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 zi. Stop, stop, stop. Bine mă, oricare ar fi, bine mă, Unicornul, let's go! Avem două legendare noi pe acest episod. Dacă îmi dai încă o legendară, Anubis sau Faraonul, sunt cel mai fericit. Codul secret, like și numele Ionuț și Emma. Hai! Te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, stop, stop, stop. Ebeleaua, dă-mi speciala măcar. Mă, dar mi-o dat Battle Angel-ul ăsta de m-am plictisit, frate. Știți ce facem? Hai să mai băgăm 20 de euro în acest episod. Voi bubuiți butonul blană de like. Și mai dăm încă 5 spinuri. Bă, da, deodată așa le dăm una după alta, da? Adică practic dăm direct de aici. Pam, și punem 5 spinuri. 2500 de gemuri. Hai, sunteți gata? Hai să bag bănuțul și revin. Fiți atenți că practic am cheltuit 3 meleoane pe episodul de azi. Sau mai mult de 3 meleoane. Pentru că deschide 7500 de gemuri. Deci... un pic de susținere acolo chiar aș aprecia, sincer. Deci am zis că dau așa 5 spinuri și după intrăm să jucăm cu toate legendarele noi, să vedem cu care putem aduce coroana. Dăm tryhard-ul de pe lume. Hai să vedem. 3, 2, 1. Boom! Numele sunt Aaron, Victor, Eduard și Claudia. Hai! Bine mă! Let's go! Avem Faraonul din prima. Deci dacă îmi pică și Anubisul, am toate cele 4 legendare. Hai, te rog, fie-ți milă. Fie-ți milă, te rog, încă 3 spinuri mă despart de Anubis. Hai, te rog, te rog, dă-mi și pe Anubis. Nu, din nou, Faraonul. Mai am 2 spinuri. Te rog, te rog, te rog, Anubis, Anubis, Anubis. Sunt 8, nu știu cât la sută șansă. Nu, nici măcar specială nu mi-a mai dat. Hai, încă un spin. Te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Da, faci troll. Face efectiv troll. Bun, ce tare, 5 legendare consecutive. Ai, 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 încă un spin, mă, hai, ultimul.
Dacă mi-l dă pe Anubis sau dacă îmi dă o specială, sunt mulțumit. Atât îmi mai doresc. Dacă nu, oricum am luat 3 speciale noi și 3 legendare noi, scuze. Bine, mă! Bine, mă, Doamne! Nu pot să cred, vezi că o meritat. Am 4 legendare noi. Mi-am mai picat și o specială. Deci am făcut și Stumble Tokens. Într-adevăr am consumat 20, nu, 30 de euro. De fapt vreo 35 de euro. Peste 3 meleoane oricum. Însă avem 4 legendare noi. Pe Faraon, pe Unicorn. Stați un pic să mai văd unde sunt, măi, astea alte. Anubisul și Cleopatra. Hai să facem un top al legendarelor. Bă, nu credeam că o să le iau pe toate 4. Am plănuit să deschid de 20-30 de euro, pentru că, na, cam ăla e un buget pentru un episod. Deși e un pic cam mult, dar aia e. Mai facem și episoade mai scumpe. Deși cam toate episoadele mele de opening sunt scumpe, dar în fine, trecem peste. Ideea este că mă așteptam să iau vreo 2 legendare, poate 3, dar toate 4 nu mă așteptam niciodată. Topul meu este în felul următor. Pe locul 1 este Faraonul. Îmi place mie rău de tot Faraonul și o să și jucăm cu el primul. Pe locul 2 este... unde-i, mă? Stai un pic. Unicornul. Pe 3 este Anubis și pe 4 Cleopatra. Așa că hai să dăm primul meci cu al nostru Faraon. Vom da câte un meci cu fiecare. Uite cât de șmecher arată. Poți să-i schimbi și culoarea. Let's go. Pe galben. Vreau să-i pun o culoare, dar nu știu ce culoare. Cred că cel mai fain arată pe galben, da. Parcă se potrivește. Mamă, în ce fel arată. Îmi place rău, rău de tot. Și să-i punem și un footstep. Punem water jet-ul, că-mi place mie cum arată. Și let's go. Scrieți acum în secțiunea de comentarii cu ce legendare credeți că voi câștiga coroana. Poate cu toate, poate cu 2 dintre ele, poate doar cu una. Scrieți, vedem dacă aveți noroc să ghiciți viitorul, practic. Și să vedem și prima noastră rundă cu al nostru Faraonul. Eu sunt Faraonul. Am piramide. Bă, prea tare, mă, Faraonul. Cine mai are Faraonul, ziceți-mi, vă rog. Uite, din atâția oameni, nimeni. Boom. Eu te-l pe Nin. Hai că e Nin dacă e. Ce fa, mă, Ninule? Eu sunt Faraonul. Hai, ce tare. Prea tare. Ok. Hai să sărim pe aici. Hai că-s gras. Nu pot să sar. Trebuia să sar la prima trambolină, dar în fine. Bine, mă. Mi-a reușit și mie shortcut ăla după 10 milioane de ani. Hai că nu mă calific al naiba să fiu. Boom, banana. Ia, cade cineva pe banană? Să vedem cum ar fi să nu se califice. Pică pe banană? Hai că pică dacă e. Era să ia ăsta. Au și eu Faraonul, am vrut să zic. Era să ia banana. Ok, și Faraonul s-a calificat în semifinală. Văd că toată lumea are speciala smoke. Ce specială smoke, măi, când ai Faraonul? Parcă văd că pică Treasure Island acum. Un pariu. Ia. Stai să iau și o guriță de apă până se alege. Ce naiba. Bă, glumești cu mine? Adică Cannon Climb și după aia Super Bowl? Come on. Faci troll. Bom. Yes. Boom. M-am dus. Bam. Nu mă lovi, te rog, mersi. Ok, bine, bine, bine. Bine pe săritura acolo. Boom. Hai că am ajuns în fața ursul. Bine, mă, ce mă bucur. Ok, nu mai contează. Hai că mă duc așa să mă calific rapid. Ok. Nu mă calific. Mă, beleaua americană. Pot spune că am fost suficient de trollat. Acum voi juca cu al meu unicorn. Și, mamă, vezi că începem direct cu Treasure Island. Deci în jocul al meu unicorn și am Hyper Dive ăla sau cum s-o numi el. Parcă se potrivește, fiți atenția. Cum las eu așa în urmă dâra aia. Tare. Ok, acum vom merge pe strategia mea, bineînțeles. Ia vezi locul 2. Boom, nu-i nimeni aici. Sunt singur. Mă joc cu boții. Nu, nu sunt boți. Sau poate sunt și boți. Bă, ăsta sigur nu-i bot, samuraiul. Boom. Ia, mă. Alive, așelă, ban. Bă, da, samuraiul ăsta tot pe mine stă, ia pleacă-mă de aici. Ok, am sărit și eu dacă e. Ok, yes. Mamă, ce fură samuraiul. Ok. Bine. Ia să vă, pot să iau locul întâi? Mamă, mai e și Fire Fist-ul ăsta aici, dă-te, mă.
Boom! Hai, noroi! Ok. Doamne, dar sunt prea mulți. Sunt locul 1 momentan, ceea ce e bine. Am luat 2 bănuți acolo, cred. Sau nu știu ce-a fost. Ai, 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 că n-am apucat să fug. Mă, du-te, mă, de aici, mă, săra de YouTube. O venit el, m-a văzut cu nume roșu și a zis, hai să-l iau în brațe și să nu mă mai joc. Să-l iau eu în brațe pe el. Alaibă. I-am dat și o pumn, cred că i-l-am prins acolo. Da, azi locul 2, n-am cum să iau locul 1. Când mai iau și target, ia uite. Target peste target. Tot temă de aici. Bun, yes. Tot te... Na, bine, alunecarea din franzelă. Ok. Bun. Na, în fine, decalificat mă calific fără probleme. Știi ce, am și plecat de la voi. Nu mai stau să mă chinui că n-are sens. Mă duc și eu sus. Yay! A, uite că mai e unul sus. Hai să-l dăm noi jos. Vino aici, bă, Lanes 2. Vino mai... Ia uite-l, mă. Yo. Opa. Yes. Vreau bănuțul. Eu n-am luat niciodată bănuț. Super bănuț. Dar unde-i, mă? Doamne, era să nu mă calific. A, ba nu, stai că era prima rundă, deci primii 16 se califică. Da, deci, din păcate, cu al meu faraon n-am avut noroc, pentru că, aparent, pe Super Bowl, dacă pici cu tryharderi, este suficient să pici odată. Gen, din ghinion, aia, ai picat. Și te-ai dus. Gata, calificarea. La fel și pe Tilefall, de ce să ne mințim, deci am șanse să fiu eliminat din nou. Dar nu, cu unicorn nu presimt că voi aduce coroana. Ia vezi pe-ai mei. Opa. Ce vezi-l pe ăsta, mă, ce le ghicește? Bum! Ce noob sunt. Doamne, ce mi-am bătut joc. Am vrut să dau la pum să aflu mai departe. Și uite -și. Yes. Bine, mă. Ok. Fire fist-ul ăsta mă cam enervează. Nu am reușit să-l dau jos. Bine, mă. Bine, mă, fire fist-ule. Dar și samurai-ul mă enerva cei drept. Dar din cauza mea, Fire Fist-ul ăla nu s-a mai calificat. Este șpa-șpa. Hai să-i facem cu mâna cu toții. Unde-i? Oh, mai, nu l-am mai văzut când o picat. Cred că era undeva în partea dreaptă. Eu mă uitam în stânga. Dar i-am făcut frumos cu mâna cu toții. Și hai să vedem prima finală. Avem o finală pe bloc, deci ceea ce mă cam bucură. Însă, marele meu dușman, după cum se și vede, este samuraiul. Samuraio! Hai-a! Hai mă, să te văd. Hai mă, șobolane. Bine, mă. Voiam să-i dau un pumn, dar n-am reușit. Păi era să se arunce singur. Nu știu ce să spun despre el, dar pare un pic cam nablet. Ia, l-am luat pe carnivaleru. Mă, pare noob, sincer. Ah. Am încercat să-l arunc în laser. Bă, ce fain era dacă rămânea laser deșu ca hartă de sine stătătoare. Ce mi-ar fi plăcut. Ok, yes. Ce mai ce încercat el, mă? Uite șobolanul ăsta, ia. Ia vezi-l. Care e el skin de default? Nacho. Hai, mă, Nacho aici. Pizar Nacho să-ți fie. Stai că l-am luat pe smile. Dacă aveți skin-uri identice. Boom, nu l-am luat. Ia ce râde. Ce râde Nacho. Hai, n-ar fi călcat cineva pe banana. Banana. N-amă de aici că te-am simțit, șolobane. Numai Nacho ăsta are ceva cu mine. Ăsta pare cel mai bun. Ok. Nu știu de ce m-o dat jos acolo, dar... Ho, ho, mă, șobolane. Bum, bum. Ah. Trebuia să-l aștept pe Nacho și să mă bag cu el. Ok, yes. Boom, vino aici, Nacho. Pe ăsta le-au în brațe și îl bag în laser, fii atent. Am rămas doar eu cu el. Hai mă să vedem, ia. Hai, noroi. Ah! Ok. Oh, mă, șelăbane. Ok. Hai, spargi tu. Bine, mă, șolobane, mă. Bă, cât noroc a avut.
Bine, l-am luat și eu prea repede, trebuie să recunosc. Trebuie să-și dea emote-ul și după. Ah. Mai bine îi dădeam pumnul. Ia vezi că știe Nacho să joace. Ia ce fuge, mă. Ok. Yes. Hai să te văd ea. Bine, mă, șolobane. Încă una. Bine, mă. Vezi că le știe Nacho. Hai că le știe, dacă. Ce prostie o făcut, mă. Doamne, iartă-mă. Vezi că o juca bine, Nacho, dar l-am distrus cu al meu unicornul. Ia uite-l ce frumos e. Bă, chiar îmi place unicornul, se potrivește și cu animația aceasta. Deci, cei care au zis că o să câștig cu unicornul au avut dreptate. Hai să mai avem câte un meci cu fiecare legendară nouă. Deci, acum urmează cu al nostru Anubis. De fapt, nu, hai să dăm cu Cleopatra. Și să-i punem... Vezi că la toate poți să schimb culoarea. Ce tare. Hai să o facem roșie de furie, dar nu se prea vede. Roz, pare mai bine, așa, mai palidă. Yay, și avem primul nostru meci cu Cleopatra. Ok. Bine, mă, ce-mi place că rămâi blocat pe burtă. Yes, ok, haide. Ia ce fug toți. Doamne. Sfârșitul. Bum, primul. Hopa, avem Super Bowl cu a noastră Cleopatra. Ia vezi că fotbalul american, nu știu, oare există și versiunea pentru femei? Am văzut doar bărbații jucând fotbal american. Și sunt o adevărată femeie acum, fiți atenți cum câștigă cu Cleopatra. Bine, mă, dar am gândit-o pe asta. Mă, dar am gândit-o rău de tot. Tot ajung prima. Că-s Cleopatra, de-aia am zis prima. Hai că mai ajung prima dacă e. Bă, da-mi da, mă, să sară, mă. Vai ce ciudă mi. Nu mai ajung primul. Prima, scuze. Doamne. Ce n-aș fi când dai să sară, dar uneori nu sare. Hai, noroi. Eu vreau să dea în mine horus ăla. Mamă, ce-i dau. Mamă, ce-l bat pe horus ăla. Mamă, numai pumnii dau. Pam, 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 pam. Hai, mă, horus. Cum te cheamă pe tine? Jau 4. Mamă, vezi ce 4 pumni ții tu. Hai să te văd. Cleopatra versus Horus. Amândoi sunt Egyptian style. Hai, mamă, iar o să dau jump-ul și cad prin hartă. Iar o să țip de nervi. Ok, hai să vedem. Boom, let's go. Boom. Boom. Boom, boom. Ok. Dacă picam iar prin hartă, nebuneam. Dar iar nu mi-a ieșit jump-ul acolo. Yes. Bine, mă, bine, mă. Asta vreau să văd. Voi ați văzut cum am rămas efectiv blocat și lipit de un... Bă, frate, câte baguri are harta asta. Ați văzut că săream și eram lipit. Eram efectiv lipit de platformă. Wow, cât de șocant. Doamne, deci bug-ul ăsta se întâmplă foarte des pe blocurile care se mișcă, ați observat? Și pe block dash și pe over and under aici la chestiile astea, tu dai să sari, dar practic nici nu sare, sare pe loc. Dar se vede că sare în același timp. Doamne, iartă-mă. Mă, când vor rezolva chestiile astea, mă, că sunt prea stupide, sincer. Ok, hai cu al nostru Anubis, măcar două coroane să aducem astăzi. Ha, oleu. Poate mai dau o șansă cu Faraon, că n-am, nici nu m-am calificat în finală. Dar asta chiar a fost nedrept. Bun, revenim doar la final, că m-am săturat de Treasure Island, durează prea mult. Sunt iar în meci, mă, cu Jau ăsta. Revanșa. Doamne, sunt iar în meci cu Jau. Opa, ia vezi-l pe Horus. Anubis versus Horus. Mamă, dar ce ciudă-mi este, mă. Ziceți voi, puneți voi pauză și dați înapoi la Over and Under acolo. Și ziceți voi, dacă n-am avut eu 7000 de bug-uri, de două ori nu o sărit și o sărit pe loc. Iarăși pe primul loc, aici e bine, e bine. Bă, dar de ce se pune ăștia pe mine, măi, șelobanii? Ok. M-am calificat pe locul 2, hai să vedem dacă s-o calificat și al nostru Horus, Jau 4. Da, mă, da, hai să vedem semifinala. Anubis versus Horus în semifinală. Laserul, dar dacă îl scot eu acum pe al nostru Jau.
Deși nu cred că pot să-l scot, pentru că cu siguranță îmi voi lua și eu target la rândul meu, de la ăsta cu speciala, de la... De fapt, oricum mi-am luat pe Treasure Island, acum non-stop mi-am luat target. Deci, efectiv, non-stop. O să încerc să dau pe Zhao. N-am reușit. Doamne, am trecut efectiv pe lângă toți. Toți îmi dau target mie acum, dacă vă întrebați. Dacă vă întrebați ce se întâmplă... De fapt, nu mi-am... Acum era de la Battle Angel-ul ăla să-mi iau un target. Doar doi trebuie să mai pice. Ok, doar unul. Au picat doi deodată, ce-a fost acolo? Bun, Zhao al nostru s-a dus. Îi facem cu mâna, șpa-șpa. Și am mai rămas cu Battle Angel-ul ăla care am văzut că dă target pe mine. Trebuie să fiu atent la el. Bă, dar ce ciudă mic cu Over and Under-ul ăla. Ok, hai, cu Paint Splash-ul ăsta ar trebui să câștigăm. Doamne ajută, țineți-mi pumnii. Cred că nu voi merge pe margine, pentru că în finală nu prea este recomandat, decât dacă sunt foarte în față față de toți. Dacă îmi da alunecare aici, o să țip. Bine, mă, bine, mă. Dar nu s-o mai ridicat de pe burtă o oră. No, că am trollat. Efectiv, am trollat. Am trollat, frate. Nu mai am când să-i prind. Ce să-i mai prinzi, mă? O, mă, dacă ar pica, ce să pice ei, mă? Nu, da, am făcut eu o mică greșeală. Plus minus, că nu se mai ridica de pe burtă. Și aia au fost. Ce să facem? Da, astăzi sunt destul de nervos pe chestiile care mi s-au întâmplat, nu mai am chef de un alt match. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană. Aparent singurul win a fost cu unicornul. Da, toate cele bune, șpa-șpa!